În ziua în care mama ei iubită a decedat, viața Lenuței s-a ruinat pentru totdeauna. Timp de aproape 2 luni, ea și tatăl său, Sergiu, au mers la spital. Toți sperau că mama își va reveni. Alina, așa cum i-a promis mamei sale, s-a purtat foarte bine. În tot acest timp l-a ascultat pe tati, își făcea singură temele, își strângea în mod regulat servieta și chiar își cosea ștrampii singură, care erau un pic rupți. Ea este elevă în clasa 1, o fată destul de măricică. Alina a încercat să facă totul prin casă. Făcea ordine, spăla podelele și chiar i-a fiert tatălui colțunași cumpărați din magazin. Într-o zi, ea a încercat să gătească supă singură. Numai că tatăl s-a uitat în farfuria cu pastele alipite între ele, acoperite cu nămol și a răsturnat în tăcere totul în toaletă. De atunci, mâncau la cantina de la fabrica unde a lucrat tatăl ei. Nu era gustoasă mâncarea acolo, dar nu erau bani pentru cafenea cu boala mamei. Alinuța era foarte obosită și invidia foarte mult pe colegii săi de clasă ce aveau bunici. Ei veneau la școală în fiecare zi de luni cu chifle delicioase sau ciocolate. Fetița însă nu avea bunici, era mai puțin norocoasă. Însă, în timp ce mama ei era sănătoasă, fata nu s-a gândit deloc la aceasta. Apoi mama a plecat. Alinuța a memorat pentru totdeauna acea zi. Ei au venit la spital după ora 14, i-au adus mamei suc și 2 portocale, doar că nu au fost lăsat să intre în secție să o vadă. Și atunci a venit medicul mohorât și i-a trimis să se plimbe în parcul spitalului. În acea zi, tatăl s-a îmbătat pentru prima dată. Legănându-se, s-a așezat pe podeaua din hol și a băut direct din sticlă. Iar când și-a văzut fiica, a izbucnit în plâns și a îmbrățișat-o îndelung, de parcă i-ar fi frică să o piardă. La înmormântare, el la fel era beat. Apoi se îmbăta mereu. Venea acasă de la serviciu mereu cu o sticlă. A încetat chiar să mănânce colțunașii fierți de către fiica sa. Apoi a căzut și a dormit până dimineață. Și era foarte bine, căci când nu dormea, își fugărea fiica sa pretutindeni. Din cauza problemelor la serviciu, bărbatul a slăbit foarte mult și fața i s-a înnegrit. Apoi, Alinuța a fost foarte fericită, când la 6 luni de la moartea mamei, tanti Irina a apărut în apartamentul lor. Femeia a luat sticla de mâna lui Sergiu și a vărsat-o în chiuvetă. Tanti Irina a început să vină la ea în vizită mai des, iar tatăl a devenit treptat același. Și atunci ei au anunțat că s-au căsătorit, iar de acum înainte vor locui împreună. Fetița nu s-a deranjat deloc, căci odată cu apariția Irinei, casa mirosea de nou a mâncare, a lenjerie curată și parfumul mamei. Despre parfumul mamei sale, fata a fost puțin jignită, dar tatăl ei a explicat că mama nu mai avea nevoie de el. Lasă-o pe tanti Irina să-l folosească, iar Lenuța a fost de acord, pentru că mama vitrică era destul de bună. Însă femeia încerca cumva să nu o observe pe fată. Îi punea un castron cu supă în față și fuga peste soțul ei și tot îi șoptea ceva la ureche. Dar Alenuța de parcă nici nu exista. Fata nu mormăi, e mai bine așa decât un tată veșnic beat. Dar într-o zi, tata și tanti Irina au adus acasă 2 băieți, Anatol și Nicolae. Ei erau fiii lui Irina, ce locuiau cu bunica în sat. Dar ei au decis că este timpul să-și unească familia. Acum viața fetei s-a schimbat dramatic. Toată lumea observase, sau mai bine zis, ea a început să le încurce tuturor. De curând, fata a fost evacuată din camera sa confortabilă, ce a fost ocupată de către frații săi vitregi. Alina a început să protesteze. Nu e confortabil de dormit în bucătărie, deși pătuțul era nou. Apoi băieții i-au declarat fetei un adevărat război. Ei fiind crescuți fără tată, erau mai degrabă niște huligani. Și aici o puștoaică mică își arată drepturile. Și atunci s-a început calvarul. Fie îi turnau lipici în pantofii fetei, fie îi puneau un șoarece mort sub pernă, fie îi stropeau caietele de școală cu apă. Fata a început să plângă și a încercat să se plângă tatălui său, dar el doar i-a spus: Alina, nu minți! Faptul că nu găsești un limbaj comun cu băieții este doar vina ta! Fata era perplexă. Apoi tatăl i-a explicat că soția i-a spus că Alina însă își caută în permanență motive de ceartă.
Ei bine, nu-i nimic să grăbiți să liniștească tatăl. Ziua ta vine în curând, așa că vom organiza o petrecere distractivă și vom încerca să vă împăcăm. Alina se liniști. Ziua ei de naștere este într-o săptămână și dacă tatăl și-a dat seama cum să o împace cu Anatol și Nicolae, atunci este grozav. Ea însă și era sătul de războiul cu frații. Dar în ajunul sărbătorii s-a întâmplat un lucru groaznic. Pregătindu-se dimineața să plece la școală, fata a văzut că toate caietele ei erau desenate cu creioane multicolore. Tatăl era la serviciu, așa că a fugit cu nenorocirea ei la tanti Irina și aceasta s-a înfuriat și a devenit cea mai rea din lume, certând-o pe mincinoasă. Tu singură le-ai desenat, aceste creioane ți le-am cumpărat de ziua ta. Argumentele fetei, femeia nu a ascultat, iar seara, când tatăl venit acasă de la serviciu, el a tărât în bucătărie și a răvășit acolo îndelung, bubuind ca un nor de tunete. Alinuța a stat într-o cameră întunecată până noaptea târziu, de teamă să-și scoată nasul. Dar a doua zi de dimineață, toată lumea în jurul ei zâmbea. Fata a fost încântată, la urma urmei era ziua ei de naștere. Imaginându-și petrecerea ce o aștepta, ea s-a grăbit să se pregătească de școală, doar că tatăl ei, care din anumite motive nu s-a dus la muncă, a oprit-o. Nu te grăbi, fiico, nu vei merge azi la școală, avem lucruri mai importante de făcut. Alinuța a zâmbit, chiar o va duce la grădina zoologică, așa cum i-a promis? Doar că locul unde au ajuns amintea cel mai puțin de o grădină zoologică. O clădire veche cu două etaje, în spatele unui gard înalt de piatră, aducea doar frică și melancolie. Tata i-a ordonat să stea pe hol, iar el a intrat repede în biroul din spatele ușilor albe. A ieșit de acolo scuzându-și ochii. Nitezându-și fiica pe cap, a spus că trebuie să plece pentru o vreme, iar când se va întoarce, cu siguranță îi va aduce o păpușă frumoasă, un cadou de ziua ei. Fata și-a așteptat tatăl la fereastră până seară, refuzând să meargă după o dodacă plină și urâtă. Și când în sfârșit și-a dat seama că a fost lăsat aici intenționat, plângând a mers greoi după bonă, luând timid femeie de mână. Sergiu s-a întors acasă și s-a îmbătat din nou, căci nu în fiecare zi trebuie să-și ducă propriul copil la orfelinat. Dar Irina și-a dus repede soțul în fire. Nu mai plânge, deja avem doi fii, iar dacă vrei, îți mai nasc unul. Iar conștiința bărbatului s-a liniștit. Avea lângă el o femeie iubită, o casă confortabilă și o familie prietenoasă. Ce altceva îi mai trebuie? Așa au trăit destul de fericiți, ștergându-și complet de memorie pe micuța mincinoasă. Cumva anii au zburat foarte repede. Băieții au crescut, doar că fericirea așteptată nu s-a întâmplat în familie. Anatolie, din prea multă permisivitate, la vârsta de 20 de ani, a alunecat complet din drumul vieții. A mers, după cum se spune, pe o potecă strâmbă. Acesta ne merită în închisoare pentru jaf și acolo băieții l-au pus la punct. El era dureros de arogant, nu respecta autoritățile și chiar a urcat în funie. Iar feciorul iubit al mamei, Nicolae, a devenit alcoolic. Bărbatul a trecut pentru un divorț dificil, a fost dat afară de la serviciu, așa că s-a apucat de băut. Mama l-a trăit mult pe la medici, vroia să-l codeze, dar nimic nu a ajutat. Nicolae nu a ieșit din exces. A scos totul din apartament și a vândut. Irina și Sergiu și-au vândut apartamentul și au cumpărat o casă. O iepavă în suburbii. Locuiau doar ei împreună. Ei deja sunt bătrâni și nu au nevoie de mult, doar de liniște, pe care copiii nu le-au oferit-o. Cât despre Alina, niciunul din ei nu și-a amintit. Au trecut de atunci mai mult de 20 de ani, probabil a dispărut și ea, căci era o persoană nu chiar bună. Și apoi într-o zi, la sfârșitul unei zile calde de primăvară, când Sergiu cu Irina ca de obicei se așezase la cină, ușa casei s-a deschis. Bună, tată! S-a auzit de pe un hol mic. O femeie scundă și fragilă a intrat în bucătărie, purtând blugi rupți și un tricou decolorat. Avea părul închis la culoare și trăsături delicate. Dacă nu era durerea din ochi și cearcănele, cu siguranță ar putea fi numită o frumusețe. Sergiu tresări ca de o lovitură, privindu-l pe oaspete. Alina, șopti recunoscându-o, de unde ești aici? Iar tânăra și-a aruncat rucsacul ce-a turnat peste umăr într-un colț și s-a așezat pe un scaun din apropiere.
Păi iată, sunt în trecere, vin din locuri îndepărtate, mai exact din închisoare. Nu mă veți alunga, nu-i așa? Ești scoase o țigară din pachetul mototolit și o aprinse. Iar tu, tanti Irina, de ce stai așa de parcă ai înghețat? Din mâncare ceva faceți repede și turnați 100 de grame. Nu vedeți? Sunt de pe drum. Bătrâna și-a pus mâinile în șolduri, uitându-se la oaspetele nepoftit. Iar Sergiu s-a încruntat, fărmițând pâinea în supa rece. Ce vrei, fiica mea? Alina a zâmbit răutăcios. De fapt am venit după păpușă. Din câte mi-amintesc, ai promis. Și nu am unde pleca. Tatăl era cât pe ce să obiecteze, dar pumnul furios al Alinei căzu pe masă. Mișcați, v-am spus! De ce stați înghețați? Iar soții speriați s-au repezit să îndeplinească ordinele. Nu se știe ce este în capul unei foste condamnate. Poate să te taie și să plece. Alina a mâncat și s-a culcat pe singurul pat, lăsându-i pe bătrâni în plină nedumerire. Tânăra s-a trezit chiar înainte de zori, că de la o palmă pe față, deschizând brusc ochii, deasupra ei cu o pernă în mâini, mama vitregă încremeni. Deci, mătușă Irina, te-ai hotărât să mă sugrumi? Spuse cu un zâmbet Alina. Doar că ucide o persoană nu e ca și cum ai strivi un gândac. Trebuie să ai curaj, spuse Alina, și se întoarse pe partea cealaltă. Bătrâna a lăsat perna și s-a repezit la soțul ei în lacrimi. Aceasta orfană a fost cu siguranță în închisoare pentru crimă. Nervii ei sunt foarte tari. Nu-i pot face față. Și a început calvarul pentru bătrâni. Alina, necruțătoare, e mânat atât în coadă cât și în coamă. Ei i-au încălzit și baia și au fugit până la capătul celălalt al satului după lapte proaspăt. Irina, fiicei sale vitrege, i-a făcut și masaj și i-a refăcut manicura și pedicura de mai multe ori, până când acestea nu i-a plăcut. I-a spălat și călcat hainele, i-a copt plăcintele preferate ale Alinei. Iar la un moment dat, Irina i-a spus: eu nu mai sunt tânără, nu mai am puteri deja. Iartă-mă, plângând a spus femeia, nu-ți mai bate joc de mine, viața și așa m-a pedepsit deja. Aici tatăl a venit la timp. Cu o privire vinovată, s-a interesat când aceasta va pleca. Alina râse cu voce tare. Ei bine, cel puțin am auzit niște scuze. Ce zici de păpușă, tată? S-a strâmbat rău fata. Bătrânul a călcat pe loc, s-a gândit puțin, apoi a spus: îți dau bani, cumpărezi tot ce vrei. Iar Alina a devenit brusc serioasă. Încă nu înțelegi nimic. Nu am nevoie de banii tăi. Voiam să văd doar un strop de remușcare în ochii tăi, iar tu ești gata să mergi până la capăt. De ce mă urăști atât de mult, tată? Doar eu sunt fiica ta. Bătrânii stăteau unul lângă altul, cu capurile în jos. Alina s-a ridicat și a pus lucrurile în rucsac și a ieșit din casă ca un glonț. Ea alerga spre autostradă, ștergându-și lacrime de furie de pe față. Dar când a văzut un SUV scump stând pe marginea drumului, s-a repezit la el cu toate puterile. Iar o doamnă urâtă, dar bine îngrijită, îmbrăcată scump, se grăbea deja să o întâlnească. Draga mea, te-am avertizat. Degeaba a început toate astea. Aceasta a îmbrățișat-o pe Alina de umeri și a condus-o spre mașină. Oamenii nu se schimbă. Mămico! Alina și-a încropat nasul în numărul femeii. Iată de ce, tu poți să mă iubești, fiindu-ți străină, să mă aștept zile întregi într-o mașină pe marginea drumului, iar ei au vrut să mă sugrube ca pe o rățușcă urâtă. Femeia își șters lacrimi de pe obrajii fiicei sale și a zâmbit. Pentru că te iubesc, fata mea, te iubesc din momentul în care te-am dus, puiule, la grup. Îți amintești prima zi de la orfelinat? Desigur, Alina și-a amintit. Și-a mintit de acea bună grăsuță care mai târziu a devenit mamă. Își-a mintit de chipul ei, a plecat peste fată, noaptea, când aceasta avea temperatură. Și-a mintit de munca grea, astfel încât fiica ei să primească o educație decentă. Și-a mintit și când Alina i-a dus diploma sa roșie și când stătea într-un voal alb pe treptele oficiului de stat, când i-a dăruit primul nepoțel. Acum la ei totul e bine. Au o familie puternică, o casă plină de căldură și iubire. Iar Alina nu a vrut să se răzbune. Toată viața ei speră că circumstanțele groaznice neprevăzute îl împiedicau pe tatăl său să vină după ea. Dar mama are dreptate. Oamenii nu se schimbă. Dumnezeu să fie judecătorul lor.